Am aici o scrisoare transmisă aseară, târziu, așa, semnată de primar, viceprimar. Îmi permiteți, domnule prim-ministru, să răspund? Este din categoria, hai să ne facem vânt cu coada. Ați înțeles? Mă întreb de câte ori, instituțional, în ultimele 8 luni, de când sunt ministru, m-au întrebat ceva acești domni. Vă spun eu, niciodată. Au găsit de cuvință strâmbit o scrisoare deschisă cu privire la anumite obiective importante pentru municipiul Zadar. Dar înainte de a trimite această scrisoare deschisă către primul ministru, legat de solicitare unui sprijin pentru aceste obiective, vreau să spun așa. În plină pandemie, Compania Națională de Investiții a făcut eforturi extraordinare să vină să recepționeze pe 25 martie modernizarea și dotarea pavilionului secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Nu l-am găsit în scrisoare, ca mulțumire, eventual. Tot în execuție avem reabilitarea și modernizarea cinematografului Scala prin compania CNI. N-am găsit în scrisoare referire la acest obiectiv. De asemenea, extinderea și anvelopara Tribunalului Sălaj în execuție. N-au făcut referire la acest obiectiv. Însă, la ceea ce a făcut referire, baza sportivă de tip 1, pe 19 februarie, adică în guvernarea Ludovic Orban, s-au depus studiile și avizele. S-a primit documentația conformă și pe 25 mai am demarat procedura de achiziție publică. Dacă se informau, aflau. La fel, legat de parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, pe 12 iunie am demarat procedura de achiziție publică pentru reparație capitală și modernizare, reabilitare termică și extindere sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Sigur, la fiecare obiectiv de aici aș putea să le dau câte răspunsuri doresc ei, dar nu îl consider un demers serios, atât timp cât instituțional n-au avut nici măcar bună voință să aibă o discuție cu Ministrul Transportului, care este în Sălaj, care vine săptămânal, cel puțin pentru câteva ore, în Sălaj. Instituțional, și n-aș fi spus asta dacă nu vedeam acest gest, în urmă cu 2 săptămâni, am invitat la o întâlnire pe 2 din cei 4 semnatari, primarul, viceprimarul Fazecaș și primarul Comunei Crișeni, pentru a discuta despre o ordonanță de urgență dată de guvernul Ludovic Orban, prin care putem să finanțăm obiective de investiții de tip variante ocolitoare, proiectarea pentru astfel de obiective. Și credem că suntem în discuții avansate pentru a înainta o astfel de cerere pentru variantă ocolitoare care să ocolească localitatea Crișeni și să intre în DN1F undeva în zona Panii. În mod, o discuție foarte bună. Nici despre această chestiune n-am văzut nimic în scrisoare. Așadar, chestiuni de genul ăsta, să-ți faci vânt cu coada, că vine primul ministru aici, să o lăsăm în această categorie. Însă, obiectivul cel mai important pentru dezvoltarea Zablăului semnalat aici, și anume, dincolo de autostrada Transilvania, este varianta ocolitoare Tronsonul 2. Și aici am văzut că un cetățean de la PSD, care a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a plecat liniștit acasă, că a rezolvat problema autostrăzii centurii ocolitare. N-a rezolvat nimic. Pentru că în noiembrie am găsit această procedură în condițiile în care nu erau depuse nicio ofertă, am găsit-o în situația de a o anula. Așa am împins-o înainte de a anula. A trebuit să o anuleze compania de drumuri. Am reluat procedura, am făcut tot ce a fost legal, omenește posibil, ca săptămâna viitoare, subliniez, săptămâna viitoare, în condițiile în care oferta financiară, oferta tehnică este conformă, ANAP-ul ne va da validarea pe toată documentația, săptămâna viitoare să anunțăm raportul procedurii și să spunem că singurul ofertant, consorțiul româno-chinez, s-a calificat în vederea semnării contractului pentru acest obiectiv. Dar despre
varianta ocolitoare Zalău, cu altă ocazie, când o să vin aici, sper eu din tot sufletul, să semnez acel, acest tronson de centură ocolitoare, tronsonul 2, vital pentru dezvoltarea Zalău. Aș avea o...